haideți să-l aplaudăm pe câștigătorul din această seară. Norvegiei, câștigătorii celei de-a 54-a ediție a concursului Eurovision. Acest tânăr pasionat de sunetul viorii, acest băiat care are și un nume pentru Alexander Rybak, reprezentantul Norvegiei din această seară. Felicitări Norvegiei. Ei bine, concursul Eurovision de anul viitor, 2010, va fi ținut, va fi organizat de Norvegia. Felicitări încă o dată. Felicitări pentru... Cum te simți? Mulțumesc foarte mult. Mulțumim Rusia, mulțumim Moscova. Mulțumesc. Ai meritat acest premiu, iar acum a venit momentul să-l premiem pe câștigător. Celebrul microfon pe care fiecare țară europeană se bate pentru a pleca acasă cu el merge anul acesta în Norvegia. Prădarea ștafetei va fi făcută de către câștigătorul de anul trecut, Dima Bilan. One and only, Lis Asia. Și de primul câștigător al prima câștigătoare a concursului Eurovision, prima ediție. Da, Lis Asia, doamna, venerabila doamnă Lis Asia, prima câștigătoare a Eurovisionului din toate timpurile. Iată. Extraordinar de energic acest Alexander Rybak. Pe bună dreptate câștigătorul din acest an. Haideți să îi chemăm pe toți fanii tăi. Încă o dată aplauze pentru Norvegia. Încă o dată să ascultăm cea mai bună piesă a Eurovisionului 2009 de la Moscova. Iată, se întâmplă în mânarea trofeului. În mânarea trofeului. S-a predat trofeul de la Dima Bilan către reprezentantul Norvegiei. Mulțumim, Moscova. Mulțumește, Alexander, în stregii Europe. Probabil spune de bine mulțumiri celor din țara lui și publicului minunat de acolo, de la Olimpisky Stadion din Moscova. Multă baftă și ne vedem la anul. Din studiourile televiziunii române au tradus pentru dumneavoastră Ioana Isopescu și Alexandru Nou. Vă dorim împreună o seară plăcută și ne reauzim anul viitor în Norvegia. Noapte bună! Noapte bună! Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine, and we were sweethearts. That was then, but then it's true. Every day we started fighting, every night we fell in love. No one else could make me sadder, but no